Parohia din Badon, cu sprijinul autorităților locale și județene, organizează în această vară o serie de activități care au ca scop petrecerea într-un mod cât mai plăcut a timpului liber. Copiii sunt invitați să participe la proiecții de filme, să cânte, să danseze, dar și să ia parte la diverse jocuri. Având în vedere că cei mici se află în vacanță, reprezentanții parohiei Badon s-au gândit să organizeze tot felul de activități menite să le facă micuților viața mai frumoasă. Ne-am întâlnit astăzi și cei din Badon și fiii satului aici, în prima parte a zilei la biserica din localitate, unde ne-a rugat împreună, încântându-ne sufletele prin rugăciunile înălțate, dar și văzând oameni îmbrăcați în costumele noastre populare. După care, în partea a doua zilei, am venit la Căminul Cultural, unde, în primul rând, cei din parohie am organizat un spectacol de tradiții și folclor. Intră în prima dată pe scenă copiii din satul nostru, corul Giulia, al satului nostru, format din peste 40 de copii care ne-au bucurat sufletele, continuând cu bărbații din satul nostru care au intonat și ei niște cântece populare, iar partea care este cel mai la sufletul meu a fost cea în care femeile din sat și o parte din bărbați au recreat o habă tradițională de acum 40-50 de ani din satul nostru. A fost un lucru minunat pentru că, la fel ca de fiecare dată prin aceste zile ale satului organizate an de an, de fapt arătăm unitatea noastră. Încercăm să fim mai uniți într-o lume în care toată lumea fuge pentru interesul personal, din când în când mai lăsăm toate la o parte și încercăm să ne unim amintindu-ne cu drag de tradițiile satului nostru. Mulțumim primăriei Herecleean care ne-au sprijinit substanțial în organizarea acestei ediții a Zilei Satului Badon, în special domnul primar Dobroi Francisc, care de fiecare dată este alături de noi, nu numai în aceste proiecte, ci și în toate proiectele din sat și în proiectele de la biserică. Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi, celor care s-au implicat la organizarea acestor zile. Parohia noastră de fiecare dată și eu personal ca preot încerc să fiu factorul de coagulare în comunitate. Așa cum am făcut acum aceste zile ale satului, cum am fost împreună la aceste zile ale satului, numai puțin de o lună în urmă am organizat în colaborare cu Primăria Herecleean și Ziua Copiilor din satul nostru, pregătind tot așa jocuri și diferite activități aici la Căminul nostru cultural, iar peste 3 săptămâni, prin sprijinul Consiliului Județean Sălaj, fiind aprobat un proiect de finanțare pentru activități sportive recreative pentru tineret, pe care noi l-am accesat și am avut bucuria și șansa să fie aprobat proiectul respectiv, din nou vom face activități cu copiii, jocuri, să se simtă foarte bine în vacanța în care ei sunt acum. Este important pentru noi ca parohie că facem aceste lucruri pentru că școala din sat, fiind, avem un paradox, aici școala din sat este închisă, copiii, cu toate că sunt copii mulți, acestea merg la școală în Zalău și la școala din Herecleean. De aceea întotdeauna căutăm, eu ca paroh și ca părinte, ca tată de copii, încerc întotdeauna să-i apropiu de biserică, să fie locul unde face nu numai activități religioase, ci și activități recreative, cu jocuri, proiecții de filme, diferite activități care să le bucure sufletul.